Perfect, zi-mi cum te numești? Mă numesc Saba de Ostroxon Alexandra. Unde suntem noi aici acum? Suntem în salonul meu, Know How by Almiro Studio, înființat acum 8 ani de zile. Și acest salon are o poveste. Aș vrea tare mult să aflu care e povestea salonului, dar mai ales care este povestea ta. Zi-mi ce vârstă ai? 28 de ani. Unde te-ai născut? În Boldești. Și cum ai început toată povestea asta cu partea de cosmetică, înfrumusețare, coafură? A început de la vârsta de 6 ani, când mă jucam cu păpușile și mă jucam în părul lor până le lăsam fără păr. După mai târziu, sora mea s-a gândit să-mi facă un curs cadou, văzând că tot păpușile mele rămân fără păr. Am mers la curs, ceea ce la curs, fiind cea mai mică, multe persoane nu prea mă băgau în seamă, nu aveam prea multe șanse. Am terminat liceul, pe toată perioada liceului făcând practică în diferite saloane, unde am întâlnit un domn care a stat foarte mult de mine și oarecum mi-a zis că o să pot face ceva în viață, doar că trebuie să muncesc foarte mult. Ceea ce pentru mine a însemnat și mi s-a implementat destul de mult în minte. După mi-a dat o șansă, de fapt am vrut să stau în șomaj o perioadă, 6 luni sau câte luni sunt, și am rezistat 2. Încercând, nu știu, mă gândeam tot timpul la activitatea mea de la salon și am zis ok, trebuie să mă întorc. M-am întors. Acasă erau destul de multe dispute pentru că, na, ca în orice familie, părinții își doresc tot ce mai bine pentru copilul lor, deși eu aveam meseria aceasta în cap. Tatăl meu fiind mort de la o vârstă destul de fragedă pentru mine, ceea ce m-a marcat destul de mult, m-am angajat la acest domn care era asociat cu alt domn, unde am lucrat o perioadă destul de lungă, un an și jumătate aproape. Acolo am învățat, nu știu, pe parte de, nu știu, design, cum să te porți cu clienții, pe parte de contabilitate, tot ce ține de firmă. A fost cineva care ți-a spus vreodată că nu ești bună pentru domeniul ăsta, că nu o să reușești? Da. Cine? Foarte, foarte mulți oameni. Începând de la familie, nu știu, când te apuci de domeniul ăsta și ești la început, consideră că ești deja bun. Deși un om, ca să devină bun, are nevoie de multe ori în spate. Cum te-ai motivat în momentul în care tu primeai numai nouri în stânga și în dreapta? Era și dorința de a face ceva. Vocea interioară îmi spunea că eu pot, doar că trebuie să-mi dau timp și spațiu. Și încercam să fac lucrurile ce le greșeam de mai multe ori până mi-eșeau bine. Am lucrat la acest domn, v-am zis, o perioadă destul de lungă, unde la un moment dat am fost furată de niște indivizi. Cum adică ai fost furată? Acolo era un spațiu comercial unde mai erau și alte activități. Așa. Un Xerox și un stand de cartele Vodafone. Da. Aceste două doamne care au venit în salon au încercat oarecum să mă păcălească să își cumpere o cartelă, au venit cu o hârtie destul de mare. Între timp a mai apărut și altă doamnă cu un copil care, văzând scaunul de la frizerie liber, mi-a spus ok, poți să-l tun și pe băiețelul meu și am spus da. Între timp a venit altă doamnă în care au vorbit în nu știu ce limbă și inițial încercând să-l tun pe copil, la un moment dat începuse să plângă foarte tare și a început oarecum să dea în el și încercam să-l liniștesc pe doamnă, nu mai dați în el pentru că e mic, efectiv, dacă nu stă, nu stă. Câți bani ai ieșit pe minus? 1200 de lei, salariul meu pe 2 luni. Am înțeles că în trecutul tău ai făcut niște împrumuturi de vreo 20.000 de euro. Da. Ajungem și acolo imediat, după ce patronul acestei companii i-am anunțat că au fost probleme și nu a vrut să audă. Mi-a spus că efectiv e vina mea pentru că nu am fost atentă, deși erau camere în incintă, mi-a spus că nu erau aprinse, deși cred că erau, adică sigur erau, și mi-a anunțat că nu o să-mi
primesc banii pe respectiva sumă, adică 2 luni. Între timp, în astea 2 luni, mi-am fost foarte supărată și împrumutată oarecum pe peste tot să ai bani să vii la serviciu. Și îmi doream foarte mult să fac ceva mai departe, deja știam oarecum cum funcționează o societate pe partea de contabilitate și tot ce ține distribuție, marfă, ce ai nevoie pentru anumite operațiuni în domeniu. Și am zis, ok, un membru al familiei mi-a spus eu te ajut, doar că ceea ce urmează să faci tu, să fii conștientă că e un risc foarte mare și ești foarte tânără, ai 19 ani, nu poți să te îngropi. De la vârsta asta e ireal ce vrei tu. Și a zis, eu te ajut. Am încercat în astea 2 luni cât am mai fost în partea cealaltă, m-am ocupat de tot ce înseamnă administrația firmei mele. M-am făcut societatea, am început, am luat ustensile, am căutat oameni. Și când au trecut acele 2 luni, m-am dus, mi-am pus demisia pe masă și m-am mutat în spațiu în care îl construisem, deși eu când am plecat de acolo, în 2 luni am încercat să-mi caut sau să-mi anunț toți oamenii cu care eu lucram, pentru care lucram pentru părul lor și să zic că au venit cam după mine 50, era un număr destul de micuț pentru ceea ce urma eu să fac. Acești 50 de oameni pe care majoritatea i-am și acum clienți, deci n-am cuvinte de mulțumire. M-au ajutat. Am venit să plâng. Dacă zine să plângi, poți să plângi, nu e niciun fel de problemă. Care a fost cel mai greu moment? Cel mai greu moment? Am după primul an cu societatea unde am nimerit la spațiul acela comercial, mai multe nedreptuiri, unde am fost pusă să plătesc anumite sume degeaba, unde în spațiu am recondiționat toți banii pe care îi aveam, erau efectiv datorii. Am plecat de acolo spârzând pereții, pentru că efectiv doamna la care îi făcusem spațiul nu voia să mă despăgubească. Am scos parchetul, l-am aruncat, că nu aveam ce să-i fac, uși, tot. Adică toți banii pe care aveam, i-am pierdut. Adică din 20.000 am pierdut 10.000, să țin societatea un an de zile, să-mi țin 5 angajați. Și între timp am rămas cu dintre oamenii cu care lucram, am păstrat doar o fată care îi mulțumesc și acum că a avut un impact, fiind un om atât de emotiv și cu atâta durere în spate, a fost lângă mine și a venit ziua. După 5 ani lucrați în care începusem oarecum să avem o evoluție împreună, să-mi spună că se mută în alt oraș, se căsătorește. A plecat, atunci am înțeles că e iar momentul ca eu să învăț să fiu singură, ceea ce mie mi-era foarte frică. Și astăzi am realizat într-un final ceea ce mi-am dorit din totdeauna. Între timp l-am cunoscut pe soțul meu, unde m-a motivat și el, deși la început îmi spunea că lucrez foarte mult, a fost între noi la un moment dat o ruptură, pentru că el voia familie și eu îmi vedeam doar afacerea, i-am dat dreptate, l-am înțeles, dar i-am spus că eu așa sunt, așa m-a cunoscut, dacă mă accept așa cum sunt, eu pot să merg mai departe, viața mea e aici. Viața mea a fost meseria asta, viața m-a învățat să apreciez foarte mult lumina, soarele, pietrele, râul, oamenii. Cum definești succesul? Să te simți fericit, să te uiți în spate și să vezi oameni care cândva erau la pământ și să-i vezi că pot zâmbi.
să văd clienții că vin ani de zile în continuare și mă apreciază așa cum sunt, așa cum sunt, cum mă vedeți. Asta sunt în fiecare zi, de dimineață până seara. Cât lucrezi pe săptămână? Nu am făcut un calcul pe săptămână, dar pot spune că lucrez de la 10 ore pe zi în sus. Foarte puține momentele în care eu lucrez 8 ore sau 6 sau oricum se întâmplă foarte rar. Am înțeles că de curând ai întâlnit niște oameni care te-au super motivat, da, printre care și unul dintre probabil cei mai cunoscuți speaker motivațional și exact, Adrian Niculescu. Ce ne poți spune despre întâlnirea cu acesta? Am fost la o întâlnire în cadrul activității mele, unde atunci când l-am văzut, am ținut prima secundă a fost să-i strâng mâna și să-i mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le-a oferit acum 8 ani. Pentru că m-am regăsit și m-a ajutat să merg mai departe. Chiar sunt fericită că l-am întâlnit. Este un om foarte deschis, glumeț, dezinvolt, foarte, foarte ok. Deci, chiar... Și ce ți-a spus? Cu ce te-a motivat? Păi ne-a spus povestea lui, ne-a spus că tot ce e în viață se obține greu, prin muncă, prin ore de muncă. Ne-a spus începutul lui. Și asta practic te-a motivat să mergi mai departe. Da. Uite, da, acum trebuie să faci tu exact același lucru, să transmiți un mesaj către cei care urmăresc acest material și care probabil nu știu încotro să o apuce. Nu știu dacă ceea ce au făcut e bine, dacă au riscat prea mult, dacă sunt în pericol, dacă, nu știu, le-a fugit pământul de sub picioare. Ce le transmiți? Diferența dintre a gândi cu creierul și cu inima este total diferită. Creierul îl poți păcăli 3-6 luni, dar inima nu o poți păcăli niciodată. Să-și asculte vocea interioară și inima, pentru că consider că e cel mai bun... nu știu, cea mai bună dovadă de a te duce acolo unde vrei. Dacă eu îmi doresc ceva, păi fac în așa fel încât știu că muncesc pentru acel ceva, poate ore între sau zile între sau luni sau ani, dar dacă asta îmi spune inima, eu asta fac. Nu mă poți abate de la drumul meu, adică de multe ori mi s-a întâmplat să mă sune prietenii, hai să mergem să facem mai, hai să... Nu pot pentru că am avut ceva în spate care m-a urmărit. Copilăria care m-a urmărit, depășirea momentelor de atunci, am avut o depresie până la 15 ani în care numai mama mea știe cum am trecut peste. Luam niște pastile, chiar nu mai știu cum se numește, mi-aduc aminte că erau mof cu niște picățele albe și la un moment dat mi-a spus, iei bomboane, nu mai lua pastile pentru că te păcălesc de o lună. Și am spus, ok, înseamnă că sunt propria mea victimă și ceea ce fac eu acum caut doar victimizare și atenția oamenilor. De fapt, nu trebuie să fiu asta. Eu trebuie să-ți spun cu voce tare ce simt și ce gândesc. De ce să fiu victimă? Victimă. Am fost până în clasa a 12. O victimă. Abia dintre a 12 m-am trezit. Eu până atunci am dormit. Deci am dormit efectiv pe mine. La școală plângeam mereu. Colegii se fereau de mine. Nu prea aveam prieteni. De ce? Nu. Ascultă-ți vocea interioară și mergi pe instinct 100% pentru că inima nu te minte niciodată. Creierul, da, te poate minți și fura cu imagini. Cu... Nu. Inima și vocea interioară sunt... Te duc către drumul cel bun.